Imagini cutremurătoare aseară pe șosea din județul Iași. Un bătrân de 70 de ani s-a stins chiar în brațele șoferului mașinii care l-a accidentat. Bătrânul se pare că era băut și a încercat să traverseze drumul printr-un loc nepermis. Șoferul a văzut prea târziu, l-a lovit în plin. Degeaba s-a stăvit apoi cu toate puterile să-l țină în viață până să ajungă ambulanța acolo. Bătrânul a murit la o jumătate de oră după lovitură. Nu știam unde să dau mașina și să sar din mașină, să opresc care veneau, zic, să nu calci și alte mașini. Șocat de cele întâmplate, șoferul mașinii a încercat să le explice polițiștilor că a făcut tot posibilul ca să-i salveze viața bătrânului. L-am ținut la drept și am avut plus, adică să simțe, știi, cum respiră. Am plicat capul, i-am pus căciul la sub cap și... am căutat să-i scot din gură. Eforturile au fost însă în zadar. La sosirea echipajului medical, pietonul își dăduse deja ultima suflare. Lovitura puternică la cap și vârsta înaintată nu i-au permis să trăiască mai mult de o jumătate de oră după accident. Uite, nu pune mâna. Uite, vezi? Da, l-a luat și de aici l-a pus jos și acolo l-a luat. Bătrânul se îndrepta spre casă și se pare că era băut. Martorii spun că nici nu se putea ține pe picioare când s-a dat jos dintr-un microbuz. Am văzut că a încercat să le evite cum mergea. Iabaua. Deci mergeam patru lade. Accidentul s-a produs din culpa unui pieton care a traversat neregulamentar strada. În urma accidentului a rezultat decesul pietonului. Amănuntele n-au consolat însă rudele bătrânului. Speriată de gândul cheltuielilor de înmormântare, oamenii mai aveau puțin și se luau la bătaie cu angajații de la IML. Aveți grijă, nu vă primiți niciun bal. O faceți pipirea voastră, ascultați-mă. Poliția plătește. Șoferul mașinii care l-a accidentat pe bătrân a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Agenții de la rutieră i-au ridicat însă mașina pentru a o verifica din punct de vedere tehnic.